Prima etapă din istoria trofeului Masters de viteză în coastă ne-a adus pe celebrul traseu dintre Râșnov și Poiana Brașov, ziua de sâmbătă fiind dedicată antrenamentelor cronometrate, ce ne-a adus o primă imagine asupra duelurilor sezonului 2023. La trecerea pe modelul Norma M20FC de clasă Sports Car 3000, Jérôme France se impune în ziua dedicată calificărilor, pilotul Real Racing reușind să oprească cronometrul la 1 minut 53 de secunde și 80, asta după ce Jérôme și-a anunțat prezența pe parcursul întregului sezon de Coastă Masters din România. După o scurtă incursiune în decor în cea de-a doua manșă de recunoașteri, campionul antitru Octavian Ciovică încheie pe 2 și este urmat de către Dodo Pițigoi, revenit în vârful categoriei 1 cu modelul Porsche 911 GT3 Cup. Trofeul Râșnov PowerPipe X îl aduce la start și pe Tempestini, ce încheie ziua pe 4, acesta fiind urmat de Răzvan Dragomir, ce revine la volanul silvăcarului S2. Mihai Leu aduce la start în premieră un Audi E-Rob LMS și încheie pe poziția 3 a categoriei 1, grupa cu numărul 3 aducând un duel de zile mari între Dudu Șenchea și Cosmin Ion, cei doi fiind despărțiți de doar rozecime la finalul antrenamentelor cronometrate. Horia Gheorghe, un alt combatant de top al clasei, este scos de pe traseu în prima recunoaștere din cauza unei probleme la sistemul de frânare al modelului Mitsubishi Evo 9. Dominic Marcu se află în vârful categoriei dedicate modelelor electrice și încheie cu prima Tesla de viteză în coastă din Europa pe poziția 9, Iskren Veselinov reușind cu timpul din primul antrenament să se impună în cadrul grupei cu numărul 4, manșa a doua aducându-se pentru el un motor spart și abandonul de la etapa râșnoveană. Andrei Precup readuce locomotiva de Reșița la start pe prima poziție a grupei cu numărul 5, în timp ce Vlad Colceriu se impune în bătălia modelelor R2 ce compun grupa cu numărul 6. Jérôme France este lider după prima zi de concurs, acesta fiind urmat de către Octavian Ciovică, respectiv de către Dodo Bițigoi, ce conduce categoria cu numărul 1 după prima zi de la trofeul Râșnov Powered by Pro X.